Dacă vă fost lezate drepturile de acces da. În instituții publice... De către polițiști. Indiferent. De către polițiști, corect. Indiferent. Dacă vă fost limitat accesul... Scrieți legere pe polițiști. Pe polițiști, pe domnul primar, pe cine doriți... Poți fi, nu sunt o schimbare, nu sunt o schimbare, ca să știgă... Sunt organică de competență care gândează noi... Dacă n-am ajungem noi, când polițistul asta eu am fost în spanii 10 ani de zile, polițistul ăsta la ușă, vine pe afară, am nevoie, spui de-i voie să-i dă-i, citi ții mâine să-i dă-i voie. Normal, dar nu i-a spus o urmă că a dat-i voie, că a întrebat-i de față. Deci legea spune azi la Consiliul Municipal au dreptul să asiste pe cetățeni civili. Este în lege. Da, dar ei nu decid asta. Nu ai cerut, alegeți, i-am spus la polițiști. Nu orice om din mâna la ce nu e cap cineva? Dacă eu nu decizie, că nu admit intrarea la ședința în cauză, așa este. Adică dacă ei o structură mafiotică, dumneavoastră te-o zis. Așa se numește, ca tare. Nu am nimic. Ei lasă scrie plângeri pe noi, că noi vrem. Și mai întreb încă o dată. De cât ai mai știți? Din eu tot timpul m-am sărit să apanez toate situații. Voi toți mult mai îngravați și m-am sărit. Înțelegi sau nu înțelegi? Bun, am înțeles. De-a mea care e procedura cu aprobare? Exact, da. Toate, eu așa, vin la decidem. Bine, mulțumesc frumos, domnul Rând. Ei, la doamnă, dacă vrei. Eu nu da, eu tot personal. Oamenii nu așa fac asta. Da, da, da. Eu eu mă rezumesc pe o jumătate de oră, pe oră fiu de tonată și mi-a promis să fundezi un lucru. Domnul Gorda, frumos, a fost la voluntar, a fost comisar, comisar. Și aici văd că mi-a suportat foarte frumos. Nu m-a bătut nimic, nimic nu m-a bătut. Suportat pe conform legii. Eu nu am zis, dar nu am zis, dar nu am zis, dar nu am zis, dar nu am zis. Пока ничего не случилось. Пока. Человек обещал, что здесь тебя никто не будет трогать. Ну так ты с зоном катят на сей вот. Я маме на тот прием урен, маме тенат, где ты есть, я Александру. Да ты бес сам пусту маму, она сам возу ты не мына, да ты мы, я дам пусту мына ты, а мая. И ты не мы, я бы если бы были мына лавуши, și la camură. Eu cad formă, eu cad că mi-e și-o mașa mine mă trebuie să știi ce înseamnă să apuc tine? Știi ce înseamnă să spunea reacție? Că nu mă tu nervează. Și că spunea reacție. Câți oameni stau în șcării, la mieri, eu îți zic mie, ori pe druga, el a tot un bot stăm în șcării, că l-a omorât. Ce faci, mă, la mieri, la mieri s-o primit, tu ai mieri. Tu ai mieri. Tu ai mieri. Da, dar sunt cazuri ieși însărite. Nu, dar dacă nu poți să-l adiceva, mă gălesc, trebuie să copii mei, vezi ce înseamnă în el. Eu fost eu pe așa, în tot nervoasă, stacționat. Păi, depinde de noroc, de anul. Depinde. Unul mai are noroc și moare azi, altul moare mâine. Ce-i să faci? În lumea nu mai are cum. Dacă ești capilar, te mănânc. Ești mai bolnav, te mănânc azi. Ce-i să faci? Nu am avut noroc? Noi suntem oameni. Oameni? Dar știi că e mai mare, mai rău animalul pe lumea asta, nu e ca omul. Știi de asta, nu știi? Trebuie să trăiesc tot animalele. Dar noi v-am ajuns cu ideea, dar scuți în curte. Și nu vreți scuți în curte. Și asta e paroză normală, s-o curte? Treaba ora, vine la Europa, dar... Dar noi nu avem nimic cu voi. Pur și simplu, nu știu decât voi ascultați și vă spun ei. Voi, eu te înțeleg. Tu stai la funcție acolo, la primărie, că nu se bată nimic. Dar dacă omul ce bată, voi vorbim cu cineva din primărie. Da, stați o clipă. Ești nu aspirație. Domnul, noi suntem aici la fază, vine la poliția. Aici a venit o persoană care dă. Dar ei vă spune, nu-i dați voie. Vedeți și sunteți când? Domnul, nu puteți să ne interzicem, că domnul nu-i furca. Păi ca șef cum se face în orice țara lumii. Dar până nouă. Dar și pe orice idee de care era în grupă, trebuie să dați voie. Nu ați dat voie, ești mai așteptat. Dacă stați acolo în coloruș. Cât stați acolo în coloruș? Să viți,
2 ore când nu ne-am nici rugat nimic. Am atunci și eu ședința la consiliu și 90. Și erau cu pachetă, adică nu puteai primat un acolo secretar ceva să spui. Nimeni nu puteai. Secretarul nu e obligațiune, ei duc este aleagă cine. Păi să vii afară, zic că domnul, așteptați un pic, care din dumneavoastră vrea să vii? Doamna Maia, sunteți, aveți, nu aveți acces, deci doamna Valea, ori doamna Băbuță, orice băbuță de acolo. Vă fost clar, dacă termine ședința, să iasă la urmă. Vă trebuie să ce trebuie să ieți puțin apucat și ieți mâini la oameni. Încă n-ați dar ce să facă oamenii, dar? Cui să zelă? Cui să zelă dacă... dacă... și... Vă mai dăți tot, dar nu știu. Dar să zi iubit oamenii scris. Du-și mai scrii iară! Du-și mai scrii iară! Și când ați răuzi asta? Și iară scrii! Dacă ochii nu o să ne străiască, dacă duc tot aici care au mai putere, duc și hotare și așa rămân numai bani. Tot să așa ceva pentru viitor împreună, dar nu să vreți să știți că tine acolo care vând. Eu cu scripturile are 5.000 de euro, cu scripturile poate aibă 100 de euro. Nu trebuie voi acolo cu 100 de lei, poate din așa ceva mai scoate, sunt 200 de lei, 100 de euro. Dar el acolo e un euro pentru să-mi vedea 5.000 de euro, 10.000 de euro. Nu scoate nimeni, nu scoate ce vorbe de astea. Ei? Spune-mi că nu e cu scripturile, 100 de lei. Ei, că te-ai dit-o mie cu mine acolo. O vrut să-i violează, l-a luat la ciocanul, către el la gază. Și-o chemă poliția, o sunată 92, nu poliția, și, bine, dați domnișoară declarațiile dumneavoastră, bine, o luat declarațiile, bine, vă sunăm, o luat telefonul. L-a sunat cel la sector și-o a sunat mor și el a spune că dar eu am plătit 100 de lei, ștraf. Dar e bătută cu buza de schicată. Ce-o făcut ea acolo? Cât o înțeles? Nu, cred, eu știu cu 100 nu că vreau personal să-i găsesc numele, familie la polițiști. La ce mare nu e de înscrisul de la ce mare, cum plângești tu ăsta și frate, că eu fiata noastră vreau să vă vreau să vă vedeți bătutul. Și tu vrei că lumea vă iubea. Mie dacă îmi dai o pașă pe o... îți dau 10 pășe. Îmi dai o 5 lei, îți dau 100 de lei. Numai și om. Dacă văd că de-a mai te pășește pe te măsulea, păi... de-a numit tot unul, știi, viață, știi. Dacă mă mai pedreau și văd un om că el n-are nici ora, îi dau 10 lei. Văd un om că n-are și mâncare, îi dau 20 de lei. Dacă îmi văd mrageri care de ofte se uită la oameni ca la oi, ia că pe șie, nu am nici o stimă și nici o jele. Iar eu nu vreau voi știți despre șie care eu îi înavidez. Dar de oameni care, într-adevăr, îi se vadă, că nu îi știți mâine. Într-adevăr, vezi niște oameni care plâng, arată la televizor, că faci casă pe două etaje, facem 5 etaje. Oamenii duc la patru etaje, duc să trăiască la părinți, la neamuri, pentru că cuge apă în casă. Și voi lasă voi uite totul. Da, care urbaniști? Я вам не нужно, что я сразу видео даже, да? Я вам отдал им делишь, не нужно. Да ну, может, не раз. Я могу требовать, то есть он бат у них фермары еще. Да, не наебру спатряза. Спустим, тебе себе дал фирму требовать, да, как им спатряза. И да, без кое-что старый, где в тиле нервы, что я не знаю, как тебе. Это видео, да? Ну, я вам скрыл черри, где интервьюсты. Гелари, да? Cum spune? Uite, îi cer scuze. Într-adevăr, băi, mieri. Cum? Uite, eu personal, îți fac o declarație, în orice moment la televiziune, îmi cer scuze. Domnul Oleg, familia cum? Oleg Casap. O fac pentru că el, domnul îndeplinește, nu el îndeplinește ce vrea, dar are ordin de la șefii dumnealui. Deci, și eu îmi cer scuze că acțiunile mele au fost în stare de mieri când l-am văzut pe domnul Alexandru Ciugureanu, care m-a înjosit, m-a cenzurat, m-a bătut, m-a... și așa m-a spate. Da, și din la nerv am pus mâna pe domnul Luca Saacu, văzând că dumnealui... Frumos, domn procuror... Da, rog frumos să luată decizii corecte. Da. Da, și îmi cer scuze pe domnul Oleg, nu o să mai pun mâna dacă dumnealui nu o să mai folosească forța către... Da, oameni civili. Dumneavoastră, sunt la patronul. Da, m-a trecut destul, da. Tot polițiști. Dar oameni din rând nu fiu, da?